A doua zi de Survivor All-Stars a început cu jocul de imunitate, început foarte bine de echipa faimoasă, care a condus cu 3-0, dar într-un final, faimoșii au fost pierzători în fața războinicilor după 5 egalități. Cel mai spectaculos punct a fost cu siguranță cel adus de Jador, care inițial a părăsit traseul în timpul punctului, lăsându-i un mare avantaj lui Robert Moscalu, ca mai apoi, la insistențele colegilor, Jador a revenit pe traseu, reușind și să ia punctul. Jocul de imunitate personală a fost câștigat de TJ Miles, care a impresionat cu precizia din jocul de echipă, dar și cu concentrarea cu care a câștigat colanul de imunitate. Ca și în alte ediții, cel care câștigă imunitatea desemnează un propus la eliminare și încă unul va fi scos în față prin votul echipei. Schimbarea din acest sezon este una interesantă. Cei doi propuși la eliminare se vor duela pentru a-și păstra locul în echipă, publicul nefiind deloc implicat. Zanidache are o amuletă cu care poate scăpa de eliminare pe unul dintre colegii săi sau pe el, însă mă îndoiesc că o va folosi la consiliul din seara aceasta. Una dintre cele două propuneri logice spre eliminare ar trebui să fie Andreea Tonciu, cea care creează discuții din nimic, slabă pe traseu și fără țintă la aruncări. Cealaltă propunere ar fi Roxana Nemeș, care este foarte inteligentă, rapidă la jocurile gen puzzle, cumpătată și liniștită în camp, dar pe plan sportiv nu reușește să finalizeze la timp traseele. Faimoșii au nevoie de puncte aduse de concurenți puternici pentru a mânca, a câștiga imunități și a supraviețui pe insulă. Părerea mea este că concurenta Andreea Tonciu va părăsi competiția întrucât Zanidache nu va irosi amuleta pe faimoasă, având în vedere lipsa oricărui rol pe care aceasta l-ar putea avea în echipă. Care este părerea voastră? Cine credeți că va fi propus la eliminare și cine credeți că va pleca? Lăsați-mi părerea voastră în comentarii. Dacă v-a plăcut clipul meu și vreți să fiți la curent cu orice voi posta, nu uitați de butonul de subscribe. Vă mulțumesc și pe curând!